dacă e vorba despre bunăstare animală, am căutat și aici câteva definiții, sunt foarte multe definiții ale bunăstării animale, dar m-am oprit la cea care este un pic mai oficială și este adoptată de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor. Da? Și zice că animalul se află într-o bunăstare de plină atunci când este sănătos, confortabil, bine hrănit, în siguranță, foarte important, capabil să-și exteriorizeze comportamentul înnăscut și nu suferă de stări neplăcute, adică durere, spaimă, epuizare. Da? Asta un pic este cam greu de măsurat, dar asta este bunăstarea animală. Și toată lumea face confuzie între bunăstarea animală și protecția animalului. Dar e foarte simplu. Bunăstarea animală, de exemplu, dacă vorbim despre hrănire, deci animalul, vaca de lapte, se află în bunăstare de plină atunci când este sătulă, da? Lucru pe care nu știu cum să-l măsor, în principiu. Iar protecția animală este, îi dau mâncare suficientă vacii, da? Deci eu îi dau, îi asigur, da? Și ea se simte. Sunt două lucruri diferite. Protecția animală e ceea ce fac eu pentru animal și bunăstarea animală ceea ce simte animalul. Da? Eu cred că animalul este sătul, dar el poate sau nu poate să fie sătul. Da? La fel și cu adăpostirea. Eu pot să-i asigur confort, zic eu, dar ea poate să nu se simtă confortabil. Da? Asta este diferența între protecție și bunăstare. Din cauza asta, bunăstarea animalului este foarte, foarte dificil de măsurat. Și este un, sau a fost, că s-a închis un proiect european foarte mare și foarte costisitor, care se numește Welfare Quality, adică calitatea bunăstării animale, și au stabilit patru principii, dacă mai dai încă două enteruri, intră și celelalte două principii, și zice așa că un animal se află în bunăstare de plină dacă îi se asigură o hrănire bună, o cazare bună, o sănătate bună și un comportament corespunzător. Acum, acest proiect a fost finanțat de Comunitatea Europeană, dar a participat la el vreo 100 de cercetători din toată lumea. Și de-aia multă lume se bazează pe rezultatele acestui proiect. Așa cum am spus și vreau să subliniez, pentru ca să crești vacă de lapte, îți trebuie mâncare. Și ați văzut și în cazul Welfare Quality, hrănirea este pe primul loc. Și ce înseamnă hrănire? Înseamnă, dacă dai, te rog, înseamnă absența foamei prelungite. Da? Cum putem să măsurăm la o vacă de lapte absența foamei prelungite? Este foarte greu. Este foarte dificil. Sigur că un crescător și un cunoscător al animalelor care în fiecare zi vine în contact cu ele poate să măsoare acest lucru, dar pentru un om din afară, chiar și specialist să fie, adică să zicem un medic veterinar care vine pentru prima dată la mine în fermă sau un alt specialist care vine pentru prima dată în fermă, cum poate să măsoare dacă animalele mele suferă de foamă prelungită? Singura măsurătoare care au găsit-o oamenii este acea apreciere a condiției corporale. Eu am scris prescurtat acolo pentru că este denumirea internațională în limba engleză Body Condition Scoring. Da? Deci aprecierea condiției corporale a animalului. Adică condiția corporală la noi este definită prin starea de întreținere, da? Prin starea de îngrășare, adică cât de bine se află animalul și cât de capabil este el să răspundă și să răspundă condițiilor de exploatare și să realizeze producții ridicate. Și a doua măsurătoare este absența setei prelungite. Și în acest caz, să știți că nu s-a reușit să se găsească nici o măsurătoare pe animal a absenței prelungite, doar indirect, prin intermediul protecției animale, respectiv câte puncte de adăpare sunt, cât de curate sunt adăpătorile, ce calitate are apa. Deci, iată că nu putem să măsurăm dacă un animal este însetat sau nu, putem să măsurăm dacă i s-a asigurat sau nu apa.